2 Samuel 9. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din picina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David a temes să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din picina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine moart ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strânge rodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului tău. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic numit Mica și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca întotdeauna la masa împăratului. El era un loc de amândouă picioarele.